Despre pielea noastră vorbim în continuare, pentru că statisticile arată că la fiecare 100.000 de locuitori, 8 au melanom, o formă de cancer extrem de agresivă. Pentru a evita apariția lui, tot ce trebuie să faci este să-ți supraveghezi și să-ți verifici periodic alunițele. Ce sunt ele și când devin periculoase, aflăm acum într-o nouă ediție a emisiunii Trăiești bine! Vă vine să credeți sau nu, alunițele însoțesc omenirea încă din antichitate, iar semnificația lor a variat de la o extremă la alta. Spre exemplu, în Grecia antică, alunița era semn de frumusețe, iar locul unde o aveai îți prezicea viitorul. Dacă era pe obraz, aveai parte de prosperitate. Dacă era pe gât sau pe spate, anticipa o moarte prematură. În China imperială, culoarea alunițelor îți arăta destinul. Mai exact, cele roșii și negre erau de bun augur, iar în schimb, cele maro prevedeau dezastrul. Mai târziu, în Europa medievală, dacă aveai alunițe proeminente pe față, erai vrăjitoare. În secolul XVIII, aristocrații își acopereau cu alunițe false cicatricile lăsate de variola. În vremuri mai recente au devenit la modă, de când celebra Marilyn Monroe și-a afișat cu grație alunița deasupra buzei. Au urmat-o și alte superstaruri, precum Cindy Crawford, Madonna, Eva Mendes și Blake Lively, care au îmbrățișat semnul acestei frumuseți. Astăzi însă știm ce sunt de fapt alunițele și ce pericole pot ascunde ele. Alunițele sunt tumorete benigne. Alunițele apar prin gruparea de melanocite. Melanocitele sunt acele celule care produc pigment și îl depun în celulele pielii. Când avem mai multe melanocite la un loc, se formează aceste tumorete benigne. Apariția alunițelor este odată condiționată genetic. Dacă mama, tata, bunica au avut astfel de leziuni într-un număr mare, suntem mai predispuși noi să facem alunițe într-un număr mare. Dar ele apar și în urma expunerii excesive la soare. Deci dacă noi ne expunem la soare excesiv și avem și o predispoziție genetică, noi am face mult mai multe alunițe și aceste alunițe ar fi de dimensiuni mai mari decât dacă nu ne-am expune la soare. Și este simplu să afli dacă o aluniță este sau nu periculoasă. Un melanom într-un stadiu incipient seamănă foarte bine cu o aluniță inofensivă. Chiar dacă pacientul se prezintă la dermatolog, uneori examenul dermatoscopic, acel examen cu lupă, poate să ne arate o aluniță inofensivă. În schimb, dacă pacientul vine peste 3 luni, peste 6 luni, noi vedem că această aluniță a crescut, uneori într-un mod asimetric și atunci se recomandă excizia chirurgicală cu examen histopatologic. Extrem de important e de menționat că dacă avem un melanom într-un stadiu incipient și îl operăm, pacientul este salvat. Niciodată scoaterea unei alunițe nu poate cauza moartea pacientului. Există niște mituri cum că pacienții se operează de melanom și pe urmă decedează din urma acestor excizii, dar sunt doar mituri. În realitate, ei s-au prezentat la medicul dermatolog mult prea târziu. Melanomul poate să apară într-adevăr și în alte puncte. Nu este o leziune care apare doar pe piele, pentru că e o tumoră care metastazează sangvin. Odată ce tumora a crescut dincolo de o anumită grosime, ea pătrunde în plexul capilar al pielii și de acolo poate să plece oriunde în organism. De asemenea, trebuie să știi și ce să urmărești când ai alunițe pe corp, dar și cum previi apariția lor. Ideal e să le monitorizăm. Mamele vin cu copii mici, foarte îngrijorată că acestora încep să le apară alunițe. Este un lucru perfect normal. Ne naștem și murim fără alunițe, dar pe parcursul vieții ne apar din ce în ce mai multe. Din fericire, melanomul la copii este aproape inexistent. Nu tot ce apare pe piele este o aluniță. Alunița care ne interesează în principal e acea aluniță plană care se întinde sau formațiunile nodulare simptomatice. Este foarte important să ne urmărim alunițele și imediat ce sesizăm o modificare să mergem la doctor. Începând cu vârsta de 20 de ani, mai ales dacă avem multe alunițe, mai ales dacă acestea cresc în dimensiuni sau au forme neregulate sau sunt simptomatice sau au mai multe culori, trebuie să ne prezentăm la dermatolog. Orice aluniță care este de o dimensiune mai mare de 6 mm, care este neregulată,
ca margini care prezintă mai multe culori, care este simptomatică, ne mănâncă, sângerează, trebuie examinată urgent de medicul dermatolog. Melanomulor, cât de agresiv poate fi, la fel ca majoritatea formelor de cancer, dacă este depistat în fază incipiente, poate fi vindecat.